Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii File de viață și credință. Eu sunt Lucian și vă invit să urmăriți o ediție cu totul specială pentru mine, pentru că alături de mine este prietenul meu, Dan Măgureanu, căruia în mod normal ar trebui să-i spun bine ai venit, un bun venit. Dar, de fapt, eu sunt la tine, tu m-ai primit în casa ta, așa că îți spun bun găsit. Bine te-am găsit și eu. Mă bucur că ai acceptat invitația mea și fetița mea mi-a spus la un moment dat, tati, să mai faci interviuri și cu oameni mai tineri. Că până acum ai făcut interviuri cu oameni mai în vârstă și o să îndeplinim dorința în această ocazie. Aș vrea să începem discuția noastră cu o întrebare despre cum vezi tu viața. Eu viața o văd ca o binecuvântare la Dumnezeu, o șansă de a avea ocazia să trăim veșnicia, pentru că viața pe acest pământ este un abur. Un abur care trece, se risipește și dacă noi alegem să îi slujim lui Dumnezeu și să facem voia Lui, într-o bună zi vom ajunge să fim mântuiți și să trăim exact ca și cum au trăit înainte de a cădea Eva cu Adam în păcat. De când ai avut o așa preocupări față de Dumnezeu, de viața cu El, că există o viață mai bună decât, cum numești tu, aburul acesta, că Dumnezeu are în vedere pentru noi ceva mai bun. Din copilărie ai fost tu așa apropiat de Dumnezeu? Până la vârsta de 14 ani am avut o copilărie normală, pot să zic, ca și orice copil, dar nu-l cunoșteam cum îl cunosc acum pe Dumnezeu, îl cunoșteam doar formal, că există un Dumnezeu care ne-a creat, ne dă sănătate, e alături de noi, dar îl cunoșteam prea puțin. Am înțeles. Mergeați la biserică împreună cu familia, cu aceeași rugăciuni sau cum era viața religioasă așa? Practic, mergeam la sărbători din anii în pași, cum se spune. Dar ne rugam. Aveam o viață de rugăciune, ne rugam seara, fiecare, Tatăl nostru, cum știam. Foarte frumos. Și ne-ai spus că până la 14 ani ai avut o copilărie normală, ca orice copil. Te-ai jucat, ai mers la școală și toate activitățile. Da, aveam o viață absolut normală, eram sănătos, burdam, alergam, jucam fotbal. Făceam ce îmi pica mie bine, ce vroiam. Ce s-a întâmplat la 14 ani? La vârsta de 14 ani, în vacanța dintre clasa 7-a și a 8-a, mai aveam 3 săptămâni din vacanța de vară, când am ales să merg ca în fiecare seară cu prietenii mei la joacă, mama mi-a spus, zice, Dane, uite, vei fi la nouă în casă pentru ca să te obișnuiești cu programul care urmează școala. Și la ora 9 am rugat-o pe mama să mă mai lase un pic, să mă mai joc, că toți copiii de pe stradă îi lăsau părinții și au insistat mult și am zis, mai lasă-mă puțin, ne jucam tupul. Alergam, zburdam și dintr-o dată am căzut, încă nu știu motivul. Mi s-a făcut rău sau m-am împiedicat de ceva și am dat cu capul de stradă, de ciment, de ce? Era pământ pe stradă. Pământ. Mi-am pierdut pentru câteva secunde cunoștința, dar mi-am revenit. M-au ajutat copiii să mă ridic, mi-am crăpat puțin pielea capului, ceva nesemnificativ, dar ceea ce a ridicat mari semne de întrebare a fost acea pierdere de cunoștință pentru câteva secunde, de care i-am spus și mamei și când a auzit mama, a spus trebuie să mergem la urgență pentru că e periculos. Și am început să o iau la mișto pe mama, pentru că, bine, bine, mergem la urgență, dar
Vreți să pierzi o noapte întreagă că pentru că mi-am pierdut și eu cunoștința pentru câteva secunde și doar o zgârietură la cap? Nu, nu trebuie să mergem. Și am mers la urgență, am fost întâmpinați de o doamnă doctor care când a auzit cazul, adică niște asistenți care când au auzit cazul, au chemat-o pe doamna doctor de acasă pentru a efectua un CT. Să vedem ce este înăuntru, în cap, dacă nu s-a lezat ceva. Și în urma CT-ului a descoperit o formațiune veche și imensă și veche. Nu se știa la acel moment și ne-a ținut toată noaptea la urgență, după care a zis trebuie să efectuăm și un remene ca să avem certitudinea că este clar acest diagnostic. După efectuarea remeneului, s-a clarificat, este o formațiune imensă și veche și am fost trimiși la Cluj pentru a fi consultați de domnul neurochirurg Ioan Ștefan Florian. Dar înainte să ajungem la el, m-au trimis la oncologie ca să verifice dacă nu este cumva o formațiune canceroasă. Și acolo s-a scos acest diagnostic și au dat seama că nu este de natură canceroasă. Și am mers la domnul doctor Florian, care când a văzut CD-ul a spus că este o tumoră imensă și veche și trebuie extirpată de urgență, deoarece era risc vital. În următoarele zile am fost internat în spital, 2-3 zile m-a și internat și când a întrebat mama ce șanse are sau cum se va manifesta, a spus domnul profesor cu inima strânsă, zice, este foarte periculos, dar am mai făcut de astea. Și cât timp va dura recuperarea? A spus, numai Dumnezeu știe, dar recuperarea va fi de lungă durată. Eu nu înțelegeam ce înseamnă nici mama, ce înseamnă de lungă durată. Credeam câteva luni, cum îți rup piciorul. Dar acest lucru nu s-a adeverit. În 24 septembrie mi s-a extirpat tumora. Am fost operat 7 ore a durat operația, după care am intrat în mutism cerebelos, adică într-un blocaj, din cauza lichidului imens care s-a format în locul de unde mi-a scos tumoarea. Și practic am rămas, nu mai puteam vorbi, nu puteam să mă mișc, absolut nimic, ca și un om paralizat, ca și cum aș fi în comă, doar că aveam funcții vitale. Și pentru a-mi descongestiona acea presiune imensă care afecta centrii nervoși, mi-a tot făcut puncții lombare ca să îmi scoată acel lichid cefalorachidian, că era extrem de mult în craniul meu. Dar văzând că nu dau rezultate această metodă, în 10 octombrie a ales să mă mai supună la încă o operație pentru a îmi pune un tub de dren, un șunt care vine din creier și se varsă în abdomen. Și acest șunt ajută la drenarea lichidului. Când este prea mult, să se scurgă în abdomen. După ce mi-a pus acel șunt, am început să fac convulsii, deoarece a lezat o zonă a creierului, s-a spart o venă, așa a fost explicația domnului doctor, și a fost o convulsie foarte puternică. După acea convulsie, încet, foarte încet, am început să-mi revin. Dar aveam ochii fix în tavan și când m-a întrebat ceva domnul doctor, domnul profesor, răspundeam, ridicam un deget, Dani, ești bine, ridicam un deget, atâta puteam face, după care am început să vorbesc, am învățat să vorbesc, să umblu, să mă mișc, să mă văd de pe o parte, pe alta, totul de la zero. Eram la scutec și am fost adus la Satu Mare cu ambulanța, pe o targă.
și am fost la mătușa mea cazat, pentru că casa noastră este în construcții. Dar din cauza drumului, care a fost foarte rău și a scuturat foarte tare, am intrat din nou într-o convulsie în acea seară și am fost adus la urgență, adică a fost chemată ambulanța. Și m-au stabilizat, dar după ce au coborât jos, au fost chemați din nou pentru că am refăcut acea convulsie și m-au dus la urgență, unde am petrecut o noapte la urgență, unde din nou s-au speriat de acest caz foarte grav și după care am fost dus din nou acasă la mătușa și practic am continuat Recuperarea. recuperarea. Ce ai spus tu atunci? Ce a venit în mintea ta la 14 ani când ai aflat de diagnosticul acesta și că trebuie să e foarte grav și trebuie intervenit de urgență și e complicat? Ce gânduri ți-au venit în A minte? fost un șoc pentru mine. A fost un șoc. Și m-am rugat lui Dumnezeu, după cum știam, să mă ajute să trec peste acest hop, să nu ajung acolo la neurochirurg să-mi spună că trebuie să intervine, să nu fiu operat pe creier. Asta nu-mi doream. Dar din păcate s-a ajuns acolo. Da. În total, ai ajuns la Patru intervenții, da. 4 intervenții pe creier de-a lungul timpului în această perioadă de recuperare, iar dus în control, iar intervenit și așa mai departe. Cum te-au sprijinit părinții în această perioadă? Familia mi-a fost alături în tot acest timp, la fel și prietenii și cunoștințele. Mama mea a fost internată cu mine în spital. În tot acest timp am avut îngăduința medicului și îi mulțumesc mult cu prilejul acesta și pentru profesionalismul lor care m-au tratat. Am avut această îngăduință și tata a stat în Cluj în perioada aceea, se mai schimba cu mama, mai stătea cu mine în spital, au venit prietenii să mă viziteze. Spuneai despre legătura ta cu Dumnezeu. Când s-a întâmplat să descoperi mai multe despre Dumnezeu? La vârsta de, adică în 2019, când te-am cunoscut pe tine, Da. a fost acel seminar, un seminar la Satu Mare, care a fost urmat de niște cursuri de nutriție care s-au ținut la Satu Mare, unde am participat și noi, pentru că deoarece mama a dorit foarte mult să cunoască mai multe detalii despre această dietă vegetariană și cum să îmi fac o mâncare mai sănătoasă, să nu mi se refacă așa tumora. Da. Și cu acest prilej v-am cunoscut pe voi și l-am cunoscut pe pastorul Sami, Samuel Negruț. Și am început să umblăm și la Biserica Adventistă de ziua șaptea, unde am fost invitați tot de ei. Ne-au invitat cu inima strânsă pentru că nu știau răspunsul nostru. Și am acceptat să vedem programul. Foarte interesant. Și din acel moment ai descoperit practic Biblia Biblia, da. și frumusețea ei și ce ne învață Dumnezeu. Ai căutat un răspuns din partea lui Dumnezeu cu privire la ceea ce ți s-a întâmplat? Cu toate că nu-l cunoșteam atât de bine, dar știam că Dumnezeu este bun și nu dorește răul omului, ci doar ca să facă bine. Și nu puteam imagina cum Dumnezeu poate să facă rău unui om pe care tot el l-a creat și pe care îl iubește atât de mult. Și cum să-i facă Dumnezeu un rău? De aceea m-am lăsat în mâna lui. Mă rugam ca să mă ajute. Nu m-am supărat deloc pe el. Ai considerat că este o îngăduire din partea lui Dumnezeu Da. ca să vină lucrul acesta peste tine și ai primit totul așa cum a venit, fără să te revolți, să te superi sau.
Această atitudine pe tine te-a ajutat foarte mult de-a lungul timpului. Faptul că ai rămas liniștit și că ai lăsat totul în mâna lui Dumnezeu. Acum ai făcut din nou control și a venit iarăși o îngrijorare din partea medicilor și cum te simți acum? Da. Practic a urmat a treia operație care s-a. Practic mi-a. Firele de interior au fost respinse de organism și am făcut puroi și am fost diagnosticat cu granulom de fir și astfel s-a intervenit a treia oară, în 10 mai. 2013. Așa. După care am crezut că voi scăpa și de acele convulsii care mă supărau foarte tare, dar n-am scăpat de ele. A patra operație a fost în 17 ianuarie 2014, când mi-a pus o placă de titan, pentru că în capul meu era o groapă imensă, intra o minge de tenis de câmp. Foarte Și mare. era un risc extraordinar dacă cumva mă loviam acolo să nu lezeze creierul. Și mi-a pus acea placă de titan. Și apoi ai continuat să rămâi așa în planul lui Dumnezeu, în mâna lui. La un moment dat ai hotărât să închei legământ cu Dumnezeu printr-o mărturisire publică, adică prin botez. Cum a fost această experiență pentru tine? A fost o experiență minunată, dar până să ajung la botez, Așa. am făcut și două vizite la Breaza, la Centrul de Sănătate Eden Breaza, în 2019 și 2021. Acolo am reușit să-L cunosc și mai bine pe Dumnezeu și am început să studiez Biblia tot mai profund, doream să cunosc mai mult, iar în 2022, când a fost acea experiență urâtă cu pandemia, COVID-ul, am fost diagnosticat și eu cu COVID. Nu am avut niciun simptom de răceală sau strănut, ci am început să am insomnii. O săptămână întreagă aveam insomnii, stări de agitație și nu știau părinții ce să facă cu mine. Au vorbit cu doctorii, nu știau nici ei, până într-o zi, când am intrat într-o convulsie, convulsie foarte puternică, eram doar cu mama acasă și a chemat ambulanța și m-au dus direct la UPU, la urgență. Mama a venit cu mine cu ambulanța, dar a rămas acolo în sala de așteptare și când a auzit mama că s-a diagnosticat cu COVID, s-a speriat și când a auzit că nu știe ce. M-au bănuit de tot felul de. Înainte să-și dea seama că am COVID, au crezut că am tot felul de diagnostici de astea la creier, infecție la creier sau. Dar acestea s-au eliminat și am rămas doar cu COVID-ul și m-au internat direct la terapie intensivă. V-ați dat seama în acele vremuri cât de greu era să fii internat la terapie intensivă, practic te interna fără aparținător. Și să mai ieși de acolo. Să mai ieși de acolo. Viu. Viu. Asta a fost incredibilă experiența. Mama a fost răvășită. În timpul nopții a primit telefon de la cei de la terapie intensivă că nu mi-am revenit și sunt într-o stare foarte gravă. Sunt în precomă. Din cauza analizelor sângelui sunt la pământ, practic electroliții. COVID-ul m-a lovit în neurologic și a lovit sângele. Practic mi-a bătut electroliții până la pragul de comă. Și trebuie să-și dea acordul să mă intubeze, că nu mai am nicio șansă. Și mama i-a întrebat, păi ce șanse mai are dacă îl intubați? Câte persoane și-au mai revenit după ce au fost intubate? La care doamna cu
mult regret, zice, doar o persoană cu sindrom Down, restul toate au murit. Și cum mă puteți încuraja să îmi dau acord? Nu îmi dau acord. După câteva ore, am mai primit un telefon acea noapte mama ca să-și dea acordul. Se rugau părinții mei, se rugau extrem de tare să facă Dumnezeu o minune, să mă intubeze iarăși, a primit. Dar nu și-a dat acordul nici acum. Și pe la ora 3 au reușit să adoarmă părinții mei, după câte mi-au povestit. Și pe la ora 7 dimineața a primit un telefon de la doamna doctor care le-a spus: copilul dumneavoastră și-a revenit. Extraordinar. Nu avem nicio explicație. Nu există explicație medicală, nu și-a revenit. Tata a mai avut o cunoștință la terapie intensivă care m-a întrebat cu mâns când mi-am revenit și ce să le transmită părinților mei. Evident că părinții mei și-au dat seama când mă voi trezi, voi fi speriat, pentru că eu permanent eram cu părinții și eram dependent de ei. Nu am fost în acești ani de zile fără ei niciodată. Și vă dați seama, la terapie intensivă să auzi acele aparate, bing, 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 dar Dumnezeu mi-a dat o pace extraordinară. Și mi-am imaginat acel verset din Doi Împărați când îi spune lui Gehazi, zice, deschide-i ochii, i-a spus Elisei, Da, deschide-i ochii să vad. să vadă toți îngerii care sunt în jurul nostru. Și atunci Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut o grămadă de care de îngeri înflăcărate în jurul lui, care le purta de grijă. Și așa mi-am imaginat că sunt îngerii în jurul spitalului nostru, unde eram eu internat. Și am spus colegul, prietenului tata, zic, spune lui tata, părinților mei, să nu se îngrijoreze și să îmi trimită ochelarii și Biblia și perna care o purtam între picioare ca să nu-mi lovesc genunchii. Cu toate că nu puteam citi, dar știam că vreau să citesc Biblia. Citeam în fiecare zi Biblia, dar am vrut să am și cu mine în spital. Nu puteam citi, dar mi-am dorit enorm. Da. Și au fost atât de fericiți părinții, iar în acea dimineață l-a sunat pe șeful lui, pe șef, tata l-a sunat pe șeful lui și a spus în felul următor: Dumnezeu a intervenit în viața mea, mi-a salvat copilul și eu de astăzi nu mai doresc să lucrez sâmbătă. Dacă puteți să mă ajutați să-mi faceți programul în așa fel încât să nu mai lucrez sâmbătă bine, dacă nu îmi dau demisia. Și colegul, adică șeful lui tata, a fost de acord. Da. Și după 3 zile petrecute la terapie intensivă, am fost mutat la Spitalul Contagios pentru a-mi continua tratamentul. Și din nou pe ambulanță am rugat-o pe doamna, care m-a însoțit, zice, dați-i telefon la mama să-mi trimită telefonul și încărcătorul, pentru că am mare nevoie să mai țin legătura cu ea. În acel timp au mai venit și de pe alte secții persoane ca să mă întrebe cu mâns și pompieri, nu știam de unde sunt oamenii aceia. Habar n-aveam. Erau prieteni, cunoștințe de-a părinților și eu le spuneam, sunt bine, mă rog. Eu nu știam că de unde mă cunosc. Și acelei doamne am spus, vă rog să-mi trimite mama telefonul. Și mi-a trimis printr-un pachet. Iar în următoarea seară, prima noapte am petrecut-o singur la contagioși și în următoarea seară m-am trezit cu mama în salon. Și zic, dar tu de unde ai apărut? Că e pandemie, tu n-ai ce căuta aici. Cum ai ajuns în spital? Poi, n-am venit în vizită, m-au internat cu tine aici, că m-au descoperit și pe mine COVID. Păi, a sunat mama la ambulanță să le spună că nu se simțea bine, curgea nasul și a venit ambulanța la casă și-a dus-o la spital, au consultat-o și au internat-o și pe mama acolo
contagioși cu mine, pentru că doamna doctor i-a spus, aveți un loc pregătit aici. Și prin, cu ajutorul Domnului, a lucrat în așa fel încât a fost și mama cu mine în spital. Da. E impresionant cum lucrează Dumnezeu în viața noastră și are grijă de noi. Și am putea zice, Domnule, cât de mici suntem noi, câte miliarde de oameni sunt și Dumnezeu are grijă de fiecare dintre noi dacă ne încredem în El. Ai reușit și ai scăpat și de COVID, Da. Ați trecut cu bine și mama a fost bine, a scăpat de și COVID. Și părinții mei au avut o formă foarte ușoară. I-au spus la urgență, păi nu aveți ce să vă internăm, trebuie ca să mergeți acasă. La care mama le-a spus, păi eu am locul pregătit acolo la contagiori, pentru că primise un telefon de la doamna doctor. Dumneavoastră aveți un loc? Pentru că băiatul dumneavoastră are nevoie de dumneavoastră. E cu probleme foarte grave. Trebuie să fiți lângă el. Da. Și domnul a lucrat, cu toate că erau restricții atât de mari, a spus să vină. Și a putut să te îngrijească să, da. Și să ieși cu bine din spital într-un mod miraculos. Da. După această experiență, te-ai hotărât să te botezi. Da. În Biserica Adventistă Mișcarea de Reformă. Cum a fost această experiență? De ce ai luat tu această hotărâre și ce s-a întâmplat mai exact? Cunoscându-L mai bine pe Dumnezeu, am vrut să mă botez și eu și văzând cum a intervenit în viața mea, mi-am dat seama că numai la El este salvarea. Noi oamenii căutăm soluții la medici, la terapeuți, dar ei au o știință limitată. Multe persoane au fost vindecate și altele au murit. Mie nu mi s-a dat nicio șansă, după cum s-am spus și la COVID, Dumnezeu m-a vindecat. A intervenit și în operațiile pe creier de atâtea ori și sunt încă în picioare, cu toate că mari șanse nu mi se dădeau. Și am ales să fac acest pas, am început studiile pe principii, iar în vara în care mi-a fost programat botezul, cu o săptămână înainte de botez, obișnuiam să mă plimb cu bicicleta pe stradă la mine și am căzut dintr-o eroare de pilotaj, nu a fost convulsie, ci am încercat și eu să urc pe o bordură și am căzut și mi-am rupt piciorul. Mi-am rupt destul de grav femurul și a trebuit să fiu operat. Astfel, n-am mai putut să mă botez în acel an, a fost anul 2022. Când ai văzut cât de grav este, mi-am amintit... Ce ți-ai amintit? Ce ai spus? Acel verset din Romani 8:28, cu toate lucrurile lucrează spre bine celor care iubesc pe Dumnezeu, am știut că este o încercare și nu trebuie să mă descurajez. Ai continuat să fii optimist? Am continuat să fiu optimist. În cât timp te-ai recuperat după această nouă problemă gravă? După 3 luni am început să umblu normal. Și evident, din nou cu terapii, cum am făcut și în perioada COVID, cu operațiile pe creier, am reluat legătura cu terapeutul care m-a susținut să mă ajute din nou să mă pun pe picioare. Și a reușit și în anul următor am făcut botezul. A ieșit cu bine și din încercarea aceasta. Da. O lecție pentru mine este o lecție extraordinară de curaj, de optimism, și eu de multe ori o să-mi aduc aminte de tine când mai apare și în viața mea câte o mică problemă. O să-mi aduc aminte că Dan e cât de optimist ești, cât de pozitiv privești lucrurile și să nu mă mai supăr pentru toate nimicurile. Că sunt băieți ca tine care sunt atât de optimiști, atât de pozitivi, atât de încrezători
în Dumnezeu, așa încât pentru mine ești un exemplu și mulțumesc foarte mult pentru exemplul pe care îl oferi. Eu îi mulțumesc Domnului că numai cu ajutorul Lui pot să fac ceea ce fac, pentru că noi ne gândim bine, mă trezesc dimineața, pun ceasul să sune, dar ceasul mă trezește. Oare cât să-ți pun seara ceasul să sune și cât să-l mai opresc dimineața? Da, așa este. Și numai Dumnezeu mai îmi dă putere să merg înainte dacă le pun pe hârtie câte sunt. Și Dumnezeu a vrut să ne ofere și nouă, tuturor celor care urmărim această lecție de curaj și de credință pe care tu ne-ai oferit-o prin alegerea ta pe care ai făcut-o, prin trăirea credinței tale. Aș dori să te mai întreb. Ce a însemnat toate acestea pentru tine? Dacă mai ai momente când te gândești cum ar fi fost să fi fost normal, așa cum ai trăit până la 14 ani, și cum ar fi fost să te bucuri de viață în plinătatea ei, în sănătate, să nu ai tot timpul grija controalelor medicale, dacă mai apare ceva, dacă nu mai apare, apare vreo convulsie, când apare. Rău, iar te simți mai bine, iar. Îi spun deseori mamei că Domnul mă poartă în mâini și prin experiența asta m-a ferit de multe ispite. Zic, ce ți-ai fi dorit? Să ai un copil care umblă prin baluri, se droghează, își petrece tinerețea în felul acesta, sau să ai un copil care e lângă tine, în felul în care e, dar e în mâna Domnului, e ajutat de Dumnezeu și L-a cunoscut pe Dumnezeu. Și Oare? asta e tot ce contează până la urmă. Până la urmă, asta este tot. După cum spune Dumnezeu, poți să mute munții, poți să clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Și legământul meu de pace nu se va clătina. Mulțumesc foarte mult pentru această lecție frumoasă de credință, de viață. Dacă ai dori să mai transmiți ceva la final. Pentru tinerii din ziua de astăzi și nu numai, cum văd eu lucrurile, revin. Când am momente grele, când mai am câte o convulsie, când nu am o zi bună, eu nu mă uit la cel sănătos, pentru că voi ajunge să cad în depresie. Aș putea. Eu mă uit întotdeauna de unde am pornit și unde am ajuns și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a mai dat putere să mai trec și peste ziua aceasta și peste încercarea asta și rog să mă ajute în continuare. Și recomand tuturor oamenilor ca să pună mâna dacă doresc să studieze Biblia, pentru că acolo se găsește adevărul și se roage pe Dumnezeu să le descopere adevărul. Ce frumos și câtă bucurie poate să ne ofere cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Și faptul că acest cuvânt ne găsește un rost al vieții chiar în multe greutăți, ne dă o direcție și ne ajută să nu cădem, cum spuneai, în depresie sau în alte lucruri negative, în revoltă, în știu eu ce alte lucruri care ar putea să vină în viața noastră. Ne ajută să rămânem liniștiți chiar prin situații grele. Pentru tine, tu ai văzut toate aceste probleme ca o binecuvântare. Ca o binecuvântare, cel mai mare cadou care l-aș fi putut primi în viața aceasta a fost această mare problemă care am trăit-o. Pentru anumite persoane probabil sună ciudat, dar odată ce le trăiești și vezi mâna Domnului, îți dai seama că este o binecuvântare și nu un blestem. Da. Mulțumesc foarte mult, Dan, pentru că ai avut bucuria și ai acceptat să împărtășești experiența ta. Eu mi-am dorit foarte mult să împărtășim experiența ta. Eu o cunoșteam în mare parte, dar am dorit să o cunoască mai mulți pentru că sunt sigur că ne urmăresc și sunt mulți oameni care trec prin diferite încercări în viața aceasta și că tu poți să fii o sursă de inspirație pentru noi toți. Și sunt foarte fericit, foarte bucuros pentru că ai acceptat să împărtășești cu noi experiența ta, felul în care privești viața, cum ți-o trăiești și cum Dumnezeu îți dă putere zi de zi. Și mulțumesc Domnului că ne-a ajutat să ne întâlnim în această perioadă, în
noiembrie la Satu Mare. El a așa călăuzit, el nu m-aș fi gândit că să știi o să că ajung nici eu. Și stăm în camera ta să purtăm această discuție. Mă tot gândeam cum aș putea să înregistrez și eu am mai o astfel de emisiune, pentru că am mai primit invitație, dar ținând cont că mi este foarte greu să mă deplasez, știam că pentru mine va fi foarte greu, dar Dumnezeu lucrează în chip minunat și în loc să mă duc eu la un studio, a venit studio la mine în casă. Așa este, am făcut aici studio și îl lăudăm pe Domnul că Domnul fie lăudat. Este un studio foarte frumos și sperăm să-l mai folosim cu ajutorul Domnului cât se va putea. Mulțumim, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să vă dea curaj, să vă dea speranță și nu în ultimul rând să vă dea credință, pentru că El este în controlul tuturor lucrurilor și dacă îngăduie să vină ceva neplăcut în viața noastră, nu este nimic întâmplător. Totul are un rost și un scop în planul lui Dumnezeu. De aceea să fim răbdători, să fim credincioși Lui și să avem răbdare, să vedem până la final, dacă nu înțelegem pe moment, de fapt, ce plan și rost a avut Dumnezeu când a îngăduit să ni se întâmple și lucruri neplăcute. Până data viitoare, să auzim numai de bine, la revedere, pe curând!